Salut! Mă numesc Mark. Vreau să vă vorbesc despre ceva deosebit ce mi-a marcat în mod special viața. Este vorba despre profeții. E un subiect amplu. Cuvântul profeție are mai multe sensuri. Ca să clarific ce vreau să spun, am să vă povestesc pe scurt cum am ajuns să fiu interesat de această temă. M-am născut în Texas și am ajuns să merg la facultate fără să fi înțeles sau să mă fi interesat vreodată lucrurile spirituale. Devenisem ateu și făceam tot ce puteam să întorc de la credință pe oricare ar fi avut vreun fel de credință în Dumnezeu. Dar prin diferite experiențe a trebuit să recunosc că există o dimensiune spirituală. Nu vroiam să devin habotnic, dar știam, îmi dădusem seama că există o dimensiune în care se găsesc și spirite bune și spirite rele. Eu vroiam să fiu cu cele bune. În căutările mele am întâlnit niște tineri care erau creștini cu vedere radicală. Ei m-au ajutat să înțeleg adevărurile din Biblie. Dumnezeu mi-a oferit un nou început în viață, și așa se face că mi-am dedicat viața în slujba lui. Am trăit mai bine de 30 de ani peste o tare și m-am bucurat de o viață minunată, pentru care sunt foarte recunoscător. Deci, când vorbesc despre profeție, mă refer la profețiile Bibliei. Pe asta vom pune accentul în această serie de studii. O să ne ocupăm de profetul Daniel din Vechiul Testament. De fapt, când Isus a fost întrebat despre viitor, L-a menționat în mod specific pe profetul Daniel. A spus, când veți vedea evenimentele viitoare despre care a vorbit profetul Daniel, cine citește să înțeleagă, Isus spunea că aceia care citesc profețiile lui Daniel ar trebui să le înțeleagă. Îmi închipui că unii dintre cei care se uită la acest program știu multe despre acest subiect și de-abia aștepta să intrăm în detalii. Alții nu cunosc mai nimic despre acestea. Vreau să mă adresez și unora și altora. Dacă însă va trebui să aleg, mă voi adresa celor pentru care acest material este în mare parte nou. Așa am fost și eu până aproape de maturitate. Acesta este probabil unul dintre motivele pentru care vreau ca și voi să vă bucurați de încântarea de a cunoaște adevărurile din Cartea lui Dumnezeu, Biblia. Acum, poate că unii dintre voi se întreabă, ce mai este și profeția? Vă gândiți că, da, sigur, sigur, într-o bună zi lumea se va sfârși și chestii din astea. Așa credeam și eu cândva și totul mi se părea bizar și chiar stupid. Bun, haideți să vedem dacă există ceva despre care au zis fiecare dintre cei care se uită la acest program și care a fost profețit cu sute de ani înainte de a se întâmpla. Putem spune cu siguranță că fiecare dintre cei care urmăresc acest program a auzit despre Crăciun. De Crăciun, oamenii cântă colinde. Se sărbătorește nașterea lui Isus și ați văzut imagini cu Maria și Iosif și cu pruncul Isus. Și ați auzit probabil un vechi colind, nu prea pot să-l cânt, dar e cam așa. În seara de Crăciun venim, la viflaim, la viflaim, pe pruncul sfânt să-l preamărim. Acest colind este despre orășelul Betleem, de lângă Ierusalim, unde s-a născut Isus. Poate că deja știați că s-a născut acolo. Probabil că știți câte ceva despre subiectul acesta. Haideți să ne uităm în Vechiul Testament, în cartea profetului Mica, la mine în Biblie scrie că această carte a fost scrisă în jurul anului 700 înainte de Hristos. O să citim capitolul 5, versetul 2. Este ca și cum vocea lui Dumnezeu se adresează orașului sau sătucului Betleem. Spune, și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși, din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Aici Dumnezeu se adresează Betleemului și spune că, cu toate că este un oraș micuț din regiunea Iuda, o provincie a Israelului din zilele acelea, totuși din Betleem va veni cel care, până la urmă, va conduce poporul lui Dumnezeu și că acesta era din vechime, din veșnicii. Aceasta este o profeție din Vechiul Testament, profețită cu sute de ani înainte de nașterea lui Isus, care ne spune exact unde se va naște Mesia, regele pe care îl va trimite Dumnezeu. Sunt multe alte profeții ca aceasta. Când toate acestea erau încă o noutate pentru mine, mi-a trebuit o bucată de vreme ca să încep să înțeleg că există o putere în ceruri, puterea lui Dumnezeu, cel din Biblie, care a prezis viitorul lumii de mii de ani, și că aceste profeții, aceste previziuni s-au împlinit cu o exactitate absolută. Pentru mine, asta a fost șocant. Aș putea spune că încă mai este. Acesta va fi subiectul acestor studii. Profețiile care s-au împlinit și profețiile care urmează să se împlinească. Când am menționat nașterea lui Isus în Betleem, am vrut să aleg ceva ce era cunoscut tuturor. Apoi, după ce am văzut din Biblie că cu sute de ani înainte de nașterea lui, a fost dată o profeție care spunea că Isus se va naște în Betleem, veți putea aprecia importanța acestui aspect. Așa că, mai departe, o să aruncăm o privire asupra contextului istoric și să vedem amprenta profeției care exista cu mult timp înainte și care prevestise multe dintre evenimentele cheie care aveau să se întâmple mai târziu. Dumnezeu a ales un om cu 4000 de ani în urmă. Îl chema Avram. El se trăgea din regiunea care în ziua de azi se numește Irak. Din urmașii lui Avram a apărut poporul pe care noi astăzi îl cunoaștem cu numele de evrei. De altfel, și popoarele arabe și credința musulmană se trag și ele tot de la Avram. Dar Vechiul Testament este cartea evreilor, așa că va trebui să avem o perspectivă de ansamblu asupra istoriei evreilor și să vedem ascensiunea și declinul imperiilor antice până în zilele lui Isus și ale Imperiului Roman. Iată câteva personaje cheie din Biblie și perioada în care au trăit. Avram este plasat în jurul anului 2000 înainte de Hristos, iar Isus în anul 30 după Hristos. Între aceste date se situează Moise, în jurul anului 1400 înainte de Hristos. Regele David a trăit în jur de 980 înainte de Hristos, iar profetul Daniel, ale cărui scrieri vrem să le studiem, în jur de 600 înainte de Hristos. Cineva a alcătuit această listă și așa mi este mai ușor să-mi amintesc cum se situează în timp etapele principale ale istoriei Israelului. Se numește cele șapte perioade ale istoriei Israelului. Pentru început avem perioada de la Avram în Egipt. Dumnezeu a vorbit personal cu Avram și a spus să-și părăsească țara și să se îndrepte către un Ținut Nou pe care îl va da Dumnezeu. Avram a călătorit până la râul Eufrat și apoi în jos până în Ținutul Canaan, pe care în ziua de azi îl numim Israel. În tot acest timp, Dumnezeu îi promitea lui Avram că îl va face un popor mare. Poate că cea mai importantă calitate a lui Avram a fost credința lui în Dumnezeu. De exemplu, i-a fost greu lui Avram să-l creadă pe Dumnezeu când îi spunea asta, pentru că pe atunci atât Avram cât și Sara aveau 70, 80 și 90 de ani și încă nu aveau copii. Deci cum putea Dumnezeu să scoate din Avram un mare popor? Dar Avram a continuat să creadă, iar Dumnezeu știuse că așa va fi. Și, până la urmă, nevasta lui Avram, Sara, a născut un fiu, pe Isaac. Timpul a trecut, Isaac s-a căsătorit și nevasta lui a născut gemeni pe Iacov și Esau. Sunt o mulțime de detalii interesante pe care nu le menționez. Până aici totul este din prima carte a Bibliei, Geneza, iar lucrurile despre care vorbim s-au întâmplat cu aproape 4000 de ani în urmă, pe teritoriul Palestinei, sau cum se numea pe atunci, Canaan. Iacov s-a căsătorit și el. De fapt, a avut două neveste, 12 fii și o fică. Unul dintre fiii lui se numea Iosif. Iosif a ajuns să fie preferatul tatălui său. De asemenea, chiar Dumnezeu părea să indice că Iosif avea să fie deosebit. Cum se întâmplă de multe ori, frații lui s-au supărat foarte tare și au fost invidioși pe el. Și l-au vândut pe Iosif ca sclav unor oameni care călătoreau spre Egipt. Dar aici era mâna lui Dumnezeu. Până la urmă, Iosif a ajuns să aibă stăpânire peste toată țara Egiptului și doar faraon era mai presus de el. Mulți ani după aceea, frații lui care îl vânduseră au venit în Egipt să cumpere hrană pentru că era foame de mare. Este o relatare incredibilă, dar Iosif și-a recunoscut frații. Și-a făcut în așa fel încât ei, tatăl lor bătrân, Iacov, și familiile lor să se mute din Canaan în Egipt. Acolo au rămas protejați de Iosif au rămas acolo și s-au mulțit în cei 400 de ani care au urmat până când au devenit un popor mare, exact așa cum i arătase Dumnezeu lui Avram. Următoarea perioadă din istoria Israelului vă este poate mai cunoscută. Ați auzit vreodată de cele 10 porunci? Această perioadă se numește Exodul. Se desfășoară în jur de 1400 înainte de Hristos și principalele personaje sunt Moise, Aaron, care era fratele lui Moise, și Osua, cel pe care Dumnezeu l-a ales să-i conducă pe evrei după ce nu a mai fost Moise. Și Moise avea o situație foarte asemănătoare cu cea a lui Iosif, adică era evreu, dar ajunsese într-o poziție de mare autoritate în Egipt. Cu toate acestea, Dumnezeu i-a vorbit foarte clar lui Moise, spunându-i că vrea ca el să-i scoată pe evrei din Egipt. Trebuiau să se întoarcă în Canaan, unde trăiseră strămoșilor. Conduși de Moise și de însăși prezența lui Dumnezeu, evreii au traversat Marea Roșie. Au călătorit apoi prin deșertul Sinai și, într-un sfârșit, au reintrat în Canaan și l-au cucerit. În timpul exodului, Dumnezeu a dat cele zece porunci și legile după care trebuia să fie condus Israelul. Fiindcă tot vorbim despre profeții, aș putea să vă spun despre o profeție primită cu sute de ani înainte, în care Dumnezeu le spunea deja celor de pe atunci ce avea să se întâmple. Cu patru secole în urmă, Dumnezeu îi vorbise lui Avram printr-un vis. În Geneza, capitolul 15, versetele de la 12 la 16, și Domnul i-a zis lui Avram să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Și chiar așa li s-a și întâmplat în Egipt. Acolo sămânța va fi robită. Până la urmă au ajuns robi în Egipt și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Și până la urmă, atât au trebuit să stea acolo. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici. Exact așa s-a întâmplat cu exodul evreilor din Egipt și cu întoarcea lor în Canaan. După ce s-au întors și au recucerit Cananul, au trăit vreo 300 de ani sub o formă de guvernământ numită teocrație. Erau conduși de Dumnezeu. Nu aveau nici parlament, nici rege. Se conduceau după legile pe care Dumnezeu le dăduse lui Moise. Tribul de preoți, leviții, trebuia să se asigure că acestea erau respectate. Această perioadă poate fi numită perioada judecătorilor, pentru că, din când în când, la vreme de strâmtorare, Dumnezeu ridica persoane cheie care să conducă Israelul. Unii dintre aceștia au fost Gedeon, Samson și Deborah. În țară, oamenii erau uniți pe temeiuri spirituale și trăiau în diferite regiuni ale Cananului sau Israelului, în funcție de tribul din care făceau parte. În jur de 1050 înainte de Hristos, în Israel aveau loc schimbări majore. Dumnezeu avea un preot foarte înțelept, pe nume Samuel. Dar poporul Israel, vrând să fie ca și celelalte popoare, i-au cerut lui Samuel să le dea un rege, cum aveau celelalte neamuri. Dumnezeu îi avertizase dinainte și le spusese că nu acesta era planul lui, dar poporul insistase. Prin urmare, Dumnezeu i-a arătat lui Samuel să aleagă un om pe nume Saul, ca să fie rege. La început, Saul era cu adevărat omului Dumnezeu, folosit să întărească Israelul. O vreme, lucrurile au mers bine. Această perioadă despre care vorbim acum se poate numi Regatul Unit. În această perioadă, Israelul a trecut de la o confederație de triburi la o adevărată națiune. Până la urmă au ajuns să fie o adevărată putere în Orientul Mijlociu. Viața lui Saul, însă, este una dintre cele mai triste relatări din Biblie. Pe măsură ce avea mai multe izbânzi și era venerat în Israel, asculta din ce în ce mai puțin de instrucțiunile date de Dumnezeu prin profetul Samuel. De aceea, Dumnezeu i-a spus lui Samuel să ungă un nou rege. Acesta din urmă a ajuns să fie cel mai iubit rege al Israelului, de care își amintește toată lumea, regele David. Samuel i-a spus că Dumnezeu și-a ales un om după inima lui, adică după inima lui Dumnezeu. Aceasta este într-adevăr o descriere corectă a regelui David. Sub conducerea lui David, Israelul a atins apogeul. David a îndeplinit atribuțiile de rege, profet și prin rugăciunile sale chiar și pe acelea de preot. În război, în rugăciune sau în pocăință, David a condus prin exemplu și a fost numit de cei din vremea lui, Lumina Israelului. Din nou, ne putem întoarce la profețiile străvechi și să le vedem împlinite. Putem să ne întoarcem cu o mie de ani în urmă, înainte de David, la Avram, când acesta era un bătrân, cu o soție bătrână și cu niciun copil. Geneza 15, versetul 18 În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și a zis Seminției tale dau țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Cu conducerea și cu ceririle lui David și apoi ale lui Solomon, Granițele Israelului se întindeau de la granița cu Egiptul și până la râul Eufrat, exact așa cum i-a spus Dumnezeu lui Avram cu aproape o mie de ani înainte. Fiul lui David, Solomon, a fost al treilea și ultimul rege din perioada Regatului Unit. Dumnezeu i-a dat ceea ce a cerut încă de la începutul domniei. Solomon i-a cerut lui Dumnezeu înțelepciune, ca să conducă poporul lui Dumnezeu, despre acea înțelepciune încă se studiază până în ziua de azi în Cartea Proverbelor din Biblie. Din nefericire, influența unui singur conducător dinamic și credincios, cum era regele David, rar pare să treacă de a doua generație de urmași. Așa s-a și întâmplat, fapt care a dus la divizarea națiunii. Fiul lui Solomon, Roboam, trebuia să fie conducător după tatăl său. Dar nu avea inima regelui David sau înțelepciunea regelui Solomon. O răscoală a izbucnit între triburile cândva unite ale Israelului, și, prin urmare, regatul și națiunea Israel s-au dezbinat. Aceasta a declanșat începutul perioadei regatului dezbinat. Cele 10 triburi din nord au fost conduse mai întâi de către un răzvrătit împotriva dinastei lui David, care a stabilit o capitală în nord. Aceste 10 triburi din nord au ajuns să se numească atunci Israel. Doar tribul din care se trăgea familia lui David, adică Iuda, împreună cu tribul lui Saul, adică Beniamin, au rămas unite în sudul țării. În jurul anului 920 înainte de Hristos, după mai bine de 100 de ani ca națiune unită, regatul Israelului s-a împărțit în două. În următorii 200 de ani, partea de nord, adică Israelul, a mers în general din rău în mai rău. Ați auzit vreodată de Isabela? Acest cuvânt definește, în limba engleză, o femeie fără rușină, era soția străină a unui rege din nordul Israelului de atunci. Dumnezeu a trimis profeți să avertizeze poporul de judecata viitoare a lui Dumnezeu, dacă nu aveau să se pocăiască, profeți precum Ilie și Osea. Aceștia au fost în mare parte ignorați. În anul 722 înainte de Hristos, inimaginabilul s-a produs. Dumnezeu a permis domniei străine a sirienilor să cucerească nordul Israelului și să-i ducă pe majoritatea celor de acolo în robie, departe, înspre răsărit națiunea căruia Dumnezeu îi dăduse ființă fusese decimată și, după cum le spusese profetul Osea că avea să se întâmple, au ajuns să rătăcească printre neamuri. Dar împărăția din sud, Iuda, a rămas stabilă. Motivul era că, de cele mai multe ori, poporul și regilor au stat mai aproape de Domnul. Erau mai puțini idolatri și mai umili decât Israelul din nord, așa că Dumnezeu a putut să-i păzească mai mult timp. Amândouă popoarele au avut vremuri și conducători când mai buni, când mai răi. Dar Iuda, la vremuri de restriște, asculta de profeții trimiși de Dumnezeu, ca de exemplu de Isaia, măcar uneori. Până la urmă, chiar și Iuda din Sud a căzut de la credința în Domnul, până într-atât încât Dumnezeu le-a spus că au ajuns mai răi decât popoarele vecine. Ajungem acum la generația lui Daniel, în jur de 600 înainte de Hristos. Iuda era în zilele dinainte să fie distrus. Dumnezeu îl ridicase pe profetul Ieremia, unul dintre cei mai mari profeți al lui Israel, care acum avea slujba ingrată de a figura lui Dumnezeu în ultimii ani de existență ai poporului. Ieremia le-a spus că noua putere mondială, Babilonul, care de curând învinsese Asiria, va veni împotriva Israelului. Dumnezeu urma să permită Babilonului să fie judecătorul lui față de poporul său. Exact așa a fost. În jurul anului 604 înainte de Hristos, regele Babilonului a trimis o campanie împotriva lui Iuda și a Ierusalimului și a adus parțial sub domnia lui. Până în 586 înainte de Hristos, al Babilonului înfrânsese și distrusese complet regatul lui Iuda. Majoritatea supraviețuitorilor fusese reduși în robie în Babilon. Doar o foarte mică rămășiță a evreilor rămăsese în ținutul natal. Așa a început următoarea perioadă din istoria Israelului. Captivitatea. Își abandonase Dumnezeu copiii? Departe de așa ceva. În această perioadă, când evreii primeau judecata despre care fusese avertizați de zeci și sute de ani, un grup dintre cei mai puternici profeți care au existat vreodată au fost folosiți de Dumnezeu ca să vestească cuvântul lui poporului. Ieremia, Ezechiel și Daniel au trăit în acest timp. Ei vesteau cuvântul lui Dumnezeu Israelului și popoarelor vecine, ca să explice ce se întâmpla și ca să arate prin exemplu prezența continuă a lui Dumnezeu. În această vreme de nesiguranță, Dumnezeu a continuat să trimită mesaje clare în profeție pentru speranța și viitorul poporului său. Un exemplu se găsește în scrierile lui Ieremia, de două ori Dumnezeu i-a spus clar lui Ieremia că perioada de captivitate a evreilor va fi un timp limitat. Ieremia, capitolul 29 cu 10 Dar iată ce spune Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Avea să dureze 70 de ani. Și a fost așa? A durat 70 de ani? Da. După cum ne arată Biblia și izvoarele istorice, începutul sfârșitului captivității a avut loc între 536 și 516 înainte de Hristos, marcând o perioadă de 70 de ani de la începutul ocupației Babilonului în Iuda, în jurul anului 606 înainte de Hristos, și până la sfârșitul distrugerii Ierusalimului, în 586 înainte de Hristos. Continuăm să vedem mâna veșnică a profeției pe Dumnezeu care își împlinește cuvântul lui de-a lungul veacurilor. Mai sunt situații similare în Biblie? Mai este ceva de genul acesta care trebuie să se împlinească în zilele noastre? Pe aceasta ne vom axa din ce în ce mai mult în aceste studii. În timpul perioadei de 70 de ani de captivitate a evreilor, Imperiul Babilonian a fost înfrânt de o coaliție a două națiuni, Mezii și Persii. Această împărăție duală a devenit puterea predominantă a lumii antice în următorii 200 de ani. Ultima perioadă a istoriei Israelului se numește Întoarcerea. Regele Cirus al Persiei a fost cel care le-a dat permisiune evreilor să se reîntoarcă în fosta lor țară și să trăiască în Ierusalim. Smeriți și pocăiți, izraeliții care au hotărât să se întoarcă în țara lor au promis din nou să păstreze legea și credința care le fusese dată strămoșilor lor cu multe secole înainte. În timp, Ierusalimul a fost reconstruit și un nou templu a fost înălțat, cu toate că nu era nici pe departe la fel de glorios ca și cel construit de Solomon. Dumnezeu a păstrat națiunea evreilor și aceștia au supraviețuit imperiului lui Alexandru cel Mare și erei supremației grecilor. Societatea în Israel s-a schimbat mult datorită influenței pe care Grecia a adus-o în Orientul Mijlociu în timpul domniei lor. Dar unii în Israel au condus poporul lui Dumnezeu înapoi la credința și chemarea de la început, să rămână separați de alte popoare și să se închine doar Domnului Dumnezeu. În timp, Roma i-a înlocuit pe greci ca putere dominantă a lumii din acele zile. În primul secol de stăpânire romană în Orientul Mijlociu are loc și nașterea lui Isus în Betlehem, acest fond al istoriei va constitui de acum scena noastră, fundalul nostru, în contextul căruia vom vedea profețiile profeților, care ies în evidență asemenea unor indicatoare luminoase ale evenimentelor care au să vină. Viitorul pe care îl indicau ei cu mult timp în urmă este pentru noi acum, în cea mai mare parte, prezentul, dar am putea găsi încă lucruri care să ne vorbească și pentru prezent. Precizia profeției ar putea avea ceva de adăugat pentru prezent sau pentru viitorul apropiat. În următorul studiu o să facem o incursiune în zilele în care sudul Israelului, sau Iuda, urma să fie cucerit de Babilon, în jur de 600 înainte de Hristos. O să studiem evenimentele din viața lui Daniel, care era un tânăr evreu exilat în Babilon. Poate că nu avea mai mult de 14 ani la acea vreme. Al doilea capitol din Daniel va fi următorul nostru pas pe cărarea profeției. Vom vedea cum ilustrează Dumnezeu pentru noi imperiile antice care aveau să vină în secolele următoare după Daniel. Și vom vedea că Dumnezeu a spus clar că, într-un târziu, la timpul ales de El, El însuși va aduce o împărăția Lui aici, pe pământ. Unii o numesc mileniul. Greu de crezut? Sper că veți reveni și pentru următorul studiu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!